Iată că am ajuns în ziua mult așteptată. Unii dintre voi ați avut cronometre puse pe calculator, pe desktop în față, câte zile au mai rămas până la Crăciun și iată că am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu. Anticiparea noastră a fost la, la cote maxim, în special la copiilor, nu-i așa? Copiii sunt pe aici sau dacă nu, pe la Rema Kids. Toți așteptăm și să ne bucurăm de această sărbătoare. Și este interesant că Tocmai mesajul acesta a Crăciunului, a nașterii Domnului, are de-a face cu acea anticipare, acea așteptare a poporului pentru ca promisiunea lui Dumnezeu să se împlinească. Poporul evreu, poporul Israel a avea această anticipare extraordinară. Ei de, de sute și sute de secole la rând așteptau ca această promisiune pe care Dumnezeu o făcuse prin proroci să se împlinească și iată că a venit acea zi. Mesajul Crăciunului este tocmai bunătatea și harul pe care Dumnezeu l-a arătat față de cei mici, față de cei micuți. Pentru că marii vremi nu au vrut să știe despre Isus. Marii, înțelepții, cărturarii, împărații au vrut să afle despre el doar ca o informație. Dar nu au luat această veste în inima lor pentru, pentru ca să se bucure, să înțeleagă că, în sfârșit, promisiunea lui Dumnezeu s-a împlinit. Promisiunea lui Dumnezeu întotdeauna vine pentru micuți, pentru cei care sunt mici. Hristos a luat un copil și le-a arătat ucenicilor care tocmai vuseseră o ceartă între ei, care e cel mai mare. Și îi spune, vedeți pe ăsta? Adevărat, adevărat vă spun că cei care intră în împărăția cerurilor sunt asemenea acestui micuț. Și în predica de pe munte, cea mai mare predică care a fost rostită vreodată în cadrul fericirilor, Hristos spune despre cei smeriți și blânzi cu inima, care nu sunt cei înceți la minte, în niciun caz, ci sunt cei care au și înțeleg nevoia de har. Ăștia sunt micuții pentru care s-a născut Hristos. Spuneam despre salutul ăsta nostru, vă mărturisesc că îmi place mai mult cum se salută celelalte popoare, Merry Christmas! Christmas îl are pe Christ în, înăuntru, nu? Merry Christmas. Feliz Navidad înseamnă naștere fericită, nu? Și italienii au ceva asemănător. Noi avem Crăciun fericit. Cum am ajuns exact la Crăciun? Nu știu dacă v-ați întrebat vreodată. Cum am ajuns noi la Crăciun? De unde e Crăciun? Prin 2016 eram în birou la directorul teatrului Luceafru, domnul Ioan Holban, care este și un, un scriitor și a, un om al literilor și în povestea spunea eu cred spunea el și mulți dintre filologi au ajuns la concluzia asta că de fapt Crăciunul a, și sunt dovezi destul de creare, spunea el că este o preluare liberă a grecescului Christos Genatai care înseamnă Hristos s-a născut era folosită la liturgia din biserică în, în ziua sărbării nașterii Domnului. Și de la Christos Genatai, omul de rând care nu înțelegea greacă a preluat și a ajuns cumva Crăciunul astăzi la noi. Sărbătoarea, cum o știm acum, 25 decembrie, a fost introdusă în biserica din Constantinopole, actualul Ierusalim, actualul Istanbul, mulțumesc. Și după o predică, a lui Grigore de Nanțianț, în anul 379-380, a ținut o predică puternică despre naștere și de atunci au început să celebreze pe 25 decembrie nașterea Domnului. Oricum știm că tovarășii comuniști au încercat să șteargă din conștiința oamenilor această sărbătoare, putem să spunem, seculară, nu? Uh, și a, au vrut neapărat să-l înlocuiască pe Moș Crăciun cu Moș Gerilă. L-au luat din Harap Alb și au pus un moș în față uh, pentru ca să sune mai bine. Și chiar dacă nu au reușit să șteargă complet din conștiința, din memoria oamenilor uh, această sărbătoare, totuși au reușit să formeze o generație de oameni fără conștiință biblică. Și ne uităm în jurul nostru cum mulți oameni sunt departe de Dumnezeu, de fapt majoritatea, deși merg la biserică, trăiesc în, într-un întuneric spiritual, uh, într-un relativism de acesta, uh, în care uh, toate religiile sunt egale, toate drumurile duc uh, la Roma, nu? Sau toate drumurile duc la același, același Dumnezeu. Uh, un întuneric spiritual dovedit cu putere și de nenorocirile care se întâmplă în jurul nostru, ți-e să mai deschizi televizorul la știri astăzi, că vrei să te culci depresiv, te uiți la știri de la șapte, de la opt și gata. Nu, nu mai dormi în noaptea aia. Uh, și interesant că oamenii, deși în marea lor majoritate sunt un fel de agnostici, totuși merg în continuare la, la, la biserică. Și chestia asta creează un întuneric spiritual. Dacă ne uităm, trăim într-o epocă în care de pe buze mulți spun... Și afirmă o anumită credință, însă, în realitate, în viața de zi cu zi, lucrul ăsta nu se dovedește. Trăim într-o într beznă mare și dacă azi ai curajul să strălucești, atenție mare, vei fi ostracizat, împins la iesle. Exact ca acum 2000 ceva de ani, când lumina lui Dumnezeu a venit în mijlocul întunericului l-au trimis la Iesle. Au zis, nu este loc pentru el. Pentru că și în hanurile moderne, lumina nu este binevenită. Dragul meu, nu vreau să stric cheful de colin de astăzi, însă va um, trebui să spun adevărul. Dacă vei trăi în lumină, mai devreme sau mai târziu, vei fi trimis la Iesle. Adică în locurile acelea unde nu te caută nimeni. Exact cum uh, pe muntele um, Olimp, um, în Atena, când au auzit ce are de spus Pavel, au spus, mulți dintre înțelepții vremurilor i-au spus greci, i-au spus, auzi, despre chestiile astea, lasă, te te asculta mai încolo. Sunt alte lucruri mai interesante pe care vrem să le auzim. Asta e un adevăr vechi de care nu ne mai pasă. Acum nu prea mai este loc de Isus în viețile oamenilor. Sunt preocupați. Nu știu dacă ați văzut în ultima vreme cu știrile, cu munca, alergătura, traficul, cadourile, mai nou supraviețuirea, toți spun că vin vremuri grele și rele. Și Isus astăzi în continuare este în ies la uitării, un prung fără putere de care ne amintim la Crăciun, poate și la Paște, printre înghițitori. Printre ultimul, printre vești de războaie și ultimul iPhone, nu? Și ultimul scandal modern. Oamenii se mai întâlnesc așa accidental cu conceptul de Dumnezeu, biserică, sfințenii. Și în acest mediu, noi trebuie să trăim cu cinste, cu convingeri ferme și cu principii imutabile, dar în același timp să fim relevanți, plini de înțelepciune și de dragoste. Nu-i așa? Și asta nu e un task ușor, nu e un lucru care se poate face ușor. Dar ceea ce îmi doresc astăzi, în această dimineață, când celebrăm nașterea Mântuitorului, este să înțelegem că lucrurile astea nu sunt noi. Există o tendință a omului contemporan să creadă că ce a fost, ce este, acum n-a mai fost niciodată. Și Solomon, cel mai înțelept om care a trăit vreodată, zice nimic nu este nou sub soare. Totul este o roată care se întoarce și se învârte. Și ceea ce a fost, va mai fi. Nimic nu este nou sub soare. Acum 2000 de ani, lumea era identică. Romanii taxau puternic, îi subjugau pe evrei, ei tăiau și spânzurau pe atunci, îi puneau taxe grele și executau oamenii repede, fără mari procese. Evrei erau conduși de Irod, care era un, un împărat pus de romani, interesat numai de numele său. Iosif Flaviu, celebrul istoric evreu, spune despre el că băgase națiunea datorii și sistemul juridic era inexistent. Dacă citiți despre, despre acest irod, o să vedeți că are foarte multe trăsături comune omului politic modern. Îl interesează numai de el, Um, um, are o moralitate de asta foarte ciudată, nu? În, în Israel, pe vremea aia, nu era niciun fel de dreptate. Erau obezne, cum spuneam mai devreme. Dacă un copil avea o febră, șansele de supraviețuire erau minime, nu erau antibiotice, medicamente sau doctori. Oamenii abia aveau ce mânca, mâncau o dată pe zi. Spuneam data trecută. Dacă țineți minte, speranța de viață era 40 de ani. Dacă ajungeai la 60, erai foarte, foarte bătrân. Da? Mulți de aici suntem Metusalem, pe vremea aia. Da? 60 de ani, erai foarte bătrân. Și într-așa o lume, vine Mesia. Speranța lumii. Cel care fusese promis, despre el vorbiseră prorocii, tații își învățau copiii, mamele aveau cântece de leagăn despre... Ameșia despre împăratul lui Israel. Și întrebarea pe buzele tuturor evreilor erau foarte, erau foarte simple. Când, unde și cum va veni? Vedeți, pe vremea aceea nu era o chestiune de dacă va veni. Evreii știau că va veni. Îl așteptau. Întrebarea pe care o aveau este când, unde și cum va veni salvatorul lumii. Și dacă, Um, dacă, dacă, dacă știi că ai găsit răspuns ca evreu la întrebările astea, cu siguranță vei încerca să găsești aceste răspunsuri. Vei încerca să, să găsești răspunsul la aceste întrebări care pe vremea aceea erau cele mai importante în poporul Israel. Și ce este extrem de interesant, cum de altfel este tot Noul Testament. Este că Dumnezeu alege să descopere această taină unor păstori. Sau, în limbajul nostru, unor ciobani. Ciobanul, și pe vremea aceea, era un om care muncea sezonier când era de muncă. Niște oameni disprețuiți care nu prea erau bine văzuți, fiindcă nu puteau sta acasă să aibă grijă de familie. Niște oameni așezați cumva la marginea societății, dar totuși niște oameni de care societatea evreiască avea mare nevoie pe vremea aceea. Și Dumnezeu alege să răspundă la aceste mari întrebări unor evrei. Când am fost în Israel, am stat pe câmpurile acelea Betleemului, nici ghidul nu știa dacă chiar acolo exact a fost. Dar puteai să-ți dai seama din valea aceea de acolo și chiar m-am întrebat cum de a ales Dumnezeu să se descopere unor ciobani, unor păstori și să răspundă la aceste întrebări atât de importante. Când, unde și cum. Când, Luca ne spune, noaptea. Luca, capitolul 2, versetul 8, în ținutul cer erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de strajă în împrejurul turmei lor. Îngerii au vestit această veste extraordinară, atât de mult anticipată și așteptată de Israel noaptea. Și asta n-a fost doar ca să fie un efect mai dramatic pe aripile strălucitoare ale îngerilor. Nu de asta. Ci pentru că noaptea era simbolul întunericului spiritual de pe vremea aceea. De 400 și ceva de ani Dumnezeu nu mai vorbise poporului nimic poporul Israel și toată lumea, restul lumii era păgână. Era un întuneric complet. Și Dumnezeu alege noaptea. Când să anunțe? Noaptea. Noaptea. Din cauza întunericului spiritual. Și ce este absolut fascinant este că Isaia profețește cu 700 de ani înainte această naștere și Matei îl citează în capitolul 4. Și spune, astăzi, norodul acesta care zăcea în întuneric, a văzut o mare lumină. Și peste cei care zăceau în ținutul și în umbra morții, a răsărit lumina. Vedeți? A fost împlinirea la punct a profeției făcute de Isaia. Norodul zăcea în întuneric, peste acel întuneric a răsărit o mare lumină. Hristos Domnul se naște în mijlocul nostru. O lumină care a strălucit cu 2000 de ani în urmă într-un staul, astăzi strălucește și în inimile noastre. În întunericul acesta cotidian de care vorbim în acest relativism, agnosticism, cum vreți voi să-i spuneți, strălucește această veste și cum spunea Ionus mai devreme, o veste care niciodată nu învechește. Nu venim în niciun an să spunem, bă, avem o veste e veche, ne-am cam săturat de ea, dar o mai spunem că așa e tradițional. Nu. Fiecare an este proaspătă, pentru că este adevărat. Hristos, Domnul, s-a născut, lumina a venit în mijlocul întunericului spiritual, în mijlocul omenirii. Oameni buni, lumina aceasta trebuie să strălucească în, în viața noastră. Oamenii când se uită la modul nostru de viețuire trebuie să vadă lumina lui Dumnezeu. Ăsta nu este un concept pe care îl auzim la biserică de la predicator sau îl citim în cărți când mai avem timp să, să citim. Trebuie să fie o realitate. Când a venit Hristos în mijlocul nostru? A venit noaptea. Când trebuie să strălucească Hristos? Să așteptăm să fie pace în Israel, în Ucraina și atunci vom străluci, să așteptăm ca indicele economic să fie mai bun și atunci vom străluci, să așteptăm să ne căsătorim, să luăm examene, să, să, să ducă copiii la casa lor, când vom străluci în mijlocul întunericului. Când întunericul este mai mare. Ni s-a pus numele de Hristos în Antiohia. Creștine, am spus cristoși, am spus cristoși pentru că ăsta este de fapt traducerea, mici cristoși. Creștin asta înseamnă, nu este doar o, o etichetă. Și asta mulți dintre noi uităm. El a venit să strălucească în mijlocul întunericului și exact lucrul ăsta trebuie să-l facem și noi. Nu cunosc o poveste despre o întoarcere la Dumnezeu care să nu aibă de a face cu un creștin care a luminat în întuneric. Nu cunosc. Nu cunosc, nu există. Vă spun de pe acum, nu există. Ca eu să mă întorc la Dumnezeu, a trebuit să fiu inspirat, luminat, înțelepțit de un creștin care a strălucit în întuneric în ciuda circumstanțelor, în ciuda mariajului care nu merge cum ar trebui, în ciuda economiei, a jobului pe care îl ai sau nu îl mai ai, în ciuda tuturor acestor lucruri, tu trebuie să strălucești. Eu trebuie să strălucesc. Când întunericul e mai mare, de fapt știm asta, atunci lumina strălucește mai puternic. Atunci nici măcar nu trebuie să ai ce niște ce far, trebuie să ai o lumină, o sursă care vine din Dumnezeu. Ascultați-mă bine, noaptea nu este nici o scuză, ci este o oportunitate. Ați auzit ce am spus? Mulți așteaptă ca să se unească creștinii. Asta este un light motiv pe care îl aud în ultimii ani. Oamenii care ar trebui să lumineze Mișcările, bisericile care ar trebui să facă cu adevărat um, un impact în societate, tot așteaptă să se unească. De ce? Pentru că zic, o, atunci vom avea oportunitatea să strălucim împreună. Și eu mă uit la povestea nașterii. Dumnezeu n-a așteptat să fie niște timpuri optime. Ce când era mai rău? Când era mai întunecat? Atunci a venit Hristos. Noi de multe ori în viața noastră așteptăm să se alinieze stelele ca să fim și noi ceea ce trebuie să fim. Pe când noaptea nu este o scuză, ci trebuie să fie o oportunitate. Întunericul din viața ta, stresul, problemele pe care le întâmpini în viața ta, întrebările fără răspuns pe care le ai, nu trebuie să fie o scuză, ci trebuie să fie o oportunitate. Pentru că noaptea lumina strălucește cel mai tare. Hristos a venit în viața noastră. Nu doar ca să avem ce celebra, să avem o sărbătoare extraordinară, cum poate alte popoare sau alte religii nu au. Nu. Nu. Ci El a venit când? Noaptea. Noi trebuie să strălucim noaptea. Când viața noastră merge mai cum nu trebuie, atunci este oportunitatea cu adevărat să strălucim. Așa că, părinți dragi, avem mulți părinți aici cu copii mici. Nu este treaba mea de unde a spus copilul că vin cadourile. Asta e treaba voastră, educației voastre, faceți ce credeți. Dar ascultați-mă bine. Dacă de sărbătorile acestea, când le dai cadoul, nu le explici despre cadoul pe care Dumnezeu l-a dat omenirii. Dacă nu le spui copilașilor, oricât de mici sunt. Că de fapt noi îl celebrăm pe Iisus Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu, care a venit și a luminat în mijlocul întunericului. Sărbătorile acestea vor trece fără nicio semnătate reală în viața ta, a familiei tale și special în viața copiilor tăi. Copiii trebuie să audă de la noi lucrul ăsta. Hristos a venit în mijlocul întunericului. Ca să nu treacă sărbătorile degeaba, alungați suflete, din sufletele voastre noaptea. Hollywoodul, cu tot entertainmentul acesta care vrea să ne amorțească și primiți-l pe Isus ca domn și ca stăpân acolo. Dacă în ultima vreme simți că e din ce în ce mai greu să luminezi, este e un semn bun. E un semn că atunci, adică acum, trebuie să strălucești mai tare. Mă gândeam, nu știu câți dintre voi v-ați gândit, la șeful ăla a Hanului, unde Iisus, de fapt Maria, cu Iosif, n-au mai, avut, -au mai putut fi primiți. S-au dus la han, au bătut la ușă și șeful a ieșit și a spus, nu mai sunt locuri, duceți-vă, nu am, uite, acolo, un stau, în Iesle. M-am gândit la patronul ăla, dacă vreți, la șeful ăla, când a intrat oare în veșnicie și a dat seama ce oportunitate uluitoare a pierdut. Să fie gazdă în casa lui să se nască Dumnezeu. Bă, îmi imaginez și eu, când a intrat în veșnicie și a, a a această, și-a dat seama că a ratat această ocazie extraordinară. Oare, oare nu și-a dat palme? Nu știu, întreb și eu. Te-ai gândit vreodată la asta? Credeți că scuza aia cu musafirii, că erau prea mulți, domne, erau cât de doi în pat, sau eram așa de ocupat, nu, pur și simplu, sau era seară, era plin hanul, eram obosit, credeți că vreuna din scuzele astea rămân în picioare? Nu. Și mă gândesc la noi câte, câte scuze ne dăm noi și câte ocazii extraordinare am ratat ca să lăsăm pe Iisus să se nască în inimile copiilor noștri, a vecinilor noștri, a colegilor noștri de la muncă. Câte ocazii ne-am ratat, pentru că eram ocupați, plini de treabă. Lucruri extrem de importante ce avem să le facem, care, care nu, merită, nu merită să fie lăsate acolo, într-o parte. Am botezat o mulțime de oameni aici la Rema care au auzit de biserică printr-un story. Știați asta? Câteodată, ca să luminezi, tot ce trebuie să faci e să dai și tu un, like, un share, un story. Că realitatea este că dăm like-uri și share-uri la toate prostiile. Unii dintre noi ar trebui să fie urecheați de două ori. Dar nu, să nu cumva să dăm la de-astea că o să se simtă oamenii, nu știu cum. Ei, una de asta poate să facă o diferență în viața cuiva. Dacă nu, ne e greu de multe ori să facem chestia asta, oare oare cum luminăm noi cu adevărat? Nu suntem ca... și îl judecăm foarte aspru pe asta. De când sunt mic l-am judecat pe șeful ăla de la Har. Cum? Chiar pentru Iisus n-a avut loc? Că eu îl lăsam să vină în patul meu. Da, da, uh -huh. de multe ori facem și noi la fel. La fel. Suntem așa de ocupați, cozonaci, treabă, nu? Doamnele, ta lucrează în vremea asta că zici că nu-i sărbătoare, e, e Egipt aici. Zece feluri de prăjituri, 5 feluri de cozonaci, nu? Ca și cum nu mai mănâncă, nu mai cumpără și nu mai pentru următoarea lună suntem fără mâncare, nu? Și trec sărbătorile și nu știi, ești obosită. Sărbătorile nu sunt despre asta, ci despre Isus care a venit în mijlocul întunericului. Oportunitatea ca și noi să luminăm, nu? Când? Noaptea. Unde? Păi e foarte simplu, în cetatea lui David. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. Aleluia! De atâtea ori am auzit adevărul acesta, încât ne poate trece foarte ușor pe lângă ureche, pentru că l-am auzit, l-am cântat și uităm că din vechime s-a anunțat în Profetul Mica, în capitolul 5, găsim asta. S-a anunțat cetatea în care El se va naște. Și tu, e frata cu toate că ești prea mic între cetățile de căpetenea lui Iuda, totuși din tine va ieși cel ce va stăpâni peste Israel și a cărui obârșie, adică naștere, se suie până în vremuri străvechi, până în zilele veșniciei. Mesia trebuia să nască în Betlehem. Betlehem înseamnă cetatea pâinii cetatea pâinii. Un paradox. <laughs> un loc unde oamenii erau flămânzi era numit cetatea pâinii. Un loc mic, neînsemnat. În locul acela Dumnezeu a ales să se nască pâinea vieții. Cel care mai târziu va spune, eu sunt pâinea vieții. Cine mănâncă din mine niciodată nu va flămânzi. În cetatea pâinii. Acolo unde, unde majoritatea oamenilor, contemporan cu El, trăiau și experimentau această, această foame. Poate spui, cine sunt eu să fac uh, impact? Cine sunt eu? Sunt neînsemnat. Nu, uh, nu am cunoștința, nu am prestanța, nu am influența să fac eu un impact. Uite-te cum a făcut Dumnezeu. A ales un orășel mic, un cătun. Și acolo a decis să se nască fiul lui. Când Dumnezeu se naște în inima ta, adică în casa ta, casa ta devine o casă a Te-ai la asta? Indiferent unde stai, care este situația ta socială, financiară, în clipa când Isus s-a născut în inima ta, tu Devii o casă a pâinii. Oamenii flămânzi vor găsi întotdeauna hrană la tine, în casa ta. Pentru că în inima ta s-a născut Hristos, Domnul binecuvântat să fie numele Său. În clipa când Dumnezeu este în tine, tu ai întotdeauna mâncare să dai altora. Ok? Și nu vorbim acum neapărat de. De, de fizic, pentru că am vorbit despre chestia asta și, și, și asta. Sunt convins, cei care îl au pe Dumnezeu ca Tată nu vor duce lipsă de nimic, ci întotdeauna vor avea să dea și altora. Asta nu înseamnă că vom fi bogați, ci înseamnă că vom avea să dăm și altora. Aici vorbesc de, de spiritualitate, de faptul că dacă tu ești transformat, dacă tu ești luminat, dacă tu ai mâncat din pâinea vieții, tu ai să o dai și altora prin modul tău de a trăi, prin felul tău de a viețui. Ce influență ai tu? E o întrebare pe care trebuie toți să ne o punem. Ce influență am eu asupra prietenilor mei, a anturajului de la muncă, cei care mă înconjoară, ce influență am eu? Pentru că dacă Isus este în casa ta și în inima ta cu adevărat, tu vei avea o influență pozitivă față de ceilalți. Este casa ta o casă a Se vorbește despre casa ta ca despre o casă a păcii, acolo unde trăiește cu adevărat Dumnezeu. Acolo unde este, unde este lumină, acolo unde este mântuire. Dacă Isus a născut în inima și în casa ta, atunci casa ta se va numi Betleem, casa pâinii. Acolo unde orice nenorocit găsește adăpost acolo unde oamenii găsesc răspunsuri. Nu trebuie să-i trimitem pe oameni la nu știu ce înțelepți, la nu știu ce guru, la nu știu ce păstor sau prehoți, ci trebuie să-i chemăm în casa noastră, pentru că acolo trăiește Isus. Sunteți de acord cu mine? Când? Noaptea? Unde? În Betleem, care este casa pâinii. Cum? semnul mântuirii. Luca 2 cu 12. Iată semnul după care veți cunoaște, veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într o iesle. Mântuirea a venit și semnul este culmea. Un prunc născut în niște condiții dubioase, într o iesle, într o familie săracă. Ăsta este un lucru de neconceput. Nu știu dacă te-ai gândit care ar fi fost semnul pe care l-ai fi decis tu. Dacă Dumnezeu te-ar fi luat deoparte și ar fi spus, uite care-i treaba, Georgel, Marie, care e semnul, care crezi că e semnul? Și atunci sunt convins că ai venit tu cu o idee de asta, Uf, wow, fulgere, tunete, trăsnete, lumini, nu? steluțe, brad, nu știu ce, lumini, ceva să fie extraordinar. Nu? nu? Semnul mântuirii era un prunc în într-o iesle. În niciun caz, un bărbat ținut în brațe de o femeie cu un semn așa cum vedem noi prin anumite picturi de astea iconoclastice. Nu, nu. Semnul este un prunc înfășat, culcat într-o iesle. Cu alte cuvinte, un copil normal, născut în condiții grele. Taina Dumnezeirii într-un om, gândește la asta, un copil în scutece. Oricât, oricât încerci să gândești, te depășește. nu e așa? Mă depășește chestia asta. Dumnezeul atotputernic, suveran, îmbrăcat în slavă, încerc să-mi imaginez, nu pot, dar încerc acum un prung într-o iesle, înfășat în niște scutece, ca să nu-i fie fric. Te-ai la asta? Și asta pentru mine și pentru tine. Pentru mine cel care des alunec, pentru mine cel care des mi este frică, pentru mine care sunt un slab și un păcătos, pentru mine Dumnezeu a lăsat tronul și slava și a venit într-o iesle, în care ar trebui să fie înfășată în scutece ca să nu-i fie frig. Te-ai gândit vreodată la asta? Un prunc fără apărare. Cu cât te gândești mai mult, cu atât îți dai seama de ce îl iubești așa de mult. Cu atât îți dai seama de sacrificiul enorm pe care l-a făcut. De aceea trebuie să-i dai toată viața ta, nu o parte din viața ta pentru că a lăsat slava și gloria și s-a născut într-un staul și a trebuit să fie învelit în scutece. Asta a fost semnul atunci. Oare care este semnul astăzi? Fiindcă lumea are nevoie de mântuire astăzi, la fel de mult cum avea de nevoie de mântuire atunci. Care este semnul astăzi? Păi, ăsta e semnul. Nu-l veți găsi nici la știri nici deci la ProTV, nu o să-l găsiți în ziare sau în, la alte universități prestigioase. Semnul este un prunc născut în Iesle, fără alai, fără coruri, fără strălucire, fără absolut nimic. Dimineața am găsit o, o, o poză interesantă cu un citat al lui Lewis, dacă vrei să-l pui. N-am mai avut timp să să-l să traduc, îl traduc acum Um, odată în lumea noastră, o, iesle a avut în ea ceva mai mare decât întreaga lume. Wow! Te-ai vreodată la asta? Un staul, de fapt. Stable înseamnă staul. Un staul, odată, o singură dată, a avut ceva mai mare decât întreaga lume. Dumnezeu, care din glorie, cel care ținea tot universul cu puterea lui, a ales să se nească într-un staul. Și îmi place așa de mult versetul acela din Zaharia 4, care spune lucrul acesta nu se va face nici cu putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu este suveranul care alege încotro bate vântul. Țineți minte discuția cu Nicodim. Bătrânul a venit la el noaptea ca să nu-l vadă ceilalți colegii lui, farisei. Și spune, știu că ești un învățător, pentru că nu se poate să se întâmple așa minuni. Puterea cu care vorbești, ești un învățător care vine de la Dumnezeu și Hristos îi taie deodată orice avânt de asta, de a-l pune pe piedestal pentru ceea ce face. Și spune adevărat, adevărat, îți spun că dacă nu te naști din nou cu neputință, va fi pentru tine să intri în împărăția lui Dumnezeu. Oh! Wow! Cum se poate ca un om bătrân să intre din nou în pântecele mamei lui? Stop! Ești un fariseu, ești un învățător și nu știi nimic. Eu nu vorbesc de o naștere fizică, ci vorbesc de una spirituală. Și spune acolo o cheie, o, o parolă pentru ca noi să o înțelegem. Spune așa, Duhul, uh, roac vântul, suflă încotro vrea el. Nu vede nimeni. Nimeni nu poate să-l pipăie și să spună, uite de acolo vine vântul, uite de acolo vine Duhul Sfânt. Nu, nu, nu. El merge și suflă unde vrea el. Ce minunat este că Dumnezeu alege controlează, este suveran și întotdeauna este bun. Și semnul mântuirii este un prunc în iesle, în scutece, care se naște în inimile celor care cred. Asta este un lucru absolut extraordinar. Seara Crăciunului răspunde la aceste întrebări: când, unde și cum. Astăzi, știu, și Sebi spunea mai devreme, credem că Isus vrea să se nască în inima multora din concetățenii noștri, colegii noștri, vecinii noștri. Știm asta. Credem asta. Ne-am pregătit strategic pentru asta. Dar vreau să spun ceva. Ei nu se vor naște dacă nu strălucim noi. cum vor auzi dacă nu-i nimeni care să predice? Și nu vorbește de predică de aici din față. Nu, nu, nu. Vorbește de lumina care să trebuie să strălucească prin noi. Vântul bate încotro vrea el. Adică noi nu vedem neapărat cum vine, de unde vine, în cine vine, dar vedem întotdeauna efectele. nu e așa? Și ce cuvântat lucru, că efectele mântuirii Duhului Sfânt se văd în mijlocul nostru. Nu este un lucru extraordinar ăsta. Binecuvântat să fie Domnul. Când? Noaptea. Oare va mai găsi fiul omului credință? Cred că mergem, cum zicea un fotbalist celebru, pe o pantă ascendentă. De fapt, e descendentă. Cred că mergem în jos. Din punct de vedere spiritual, lucrurile se schimbă în rău. Și mulți creștini se tem. Mulți creștini se tem și încep să studieze Apocalipsa ca să se pregătească, să fie sigur că și-au luat ulei și făină, unii și hârtie igienică, să fie gata că poate să fac niște buncăre că vine finalul. Și n-au înțeles cel mai important lucru. Cel mai important lucru este că noaptea întotdeauna este o oportunitate ca noi să strălucem. Astăzi noapte am avut un vis ciudat, nu știu dacă e de la cozonacul care l-am mâncat astăzi noapte înainte de să mă culc. Am și mărturisit în fața bisericii că am făcut ceea ce nu ar trebui să fac, dar asta este, măcar de sărbător fac chestia asta. Dar am avut un vis ciudat. Și cumva am văzut că totul a pierit. Și eu eram sus acolo prin munte și încercam să mă, să mă scap, dar un gând mi-a venit și cu m-am și trezit. nu pasă de lumea asta lumea asta poate să rămână aici cu tot ce este pe ea. nu e așa? Să ia marturile Jehova tot. Am mai spus asta, le las și cu scris, le las tot, să ia ei tot. Biblia spune că pământul și cerul va trece. Adică ăsta este ceva vechi, dar vine ceva nou. Când? Noaptea. 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 Când e mai rău, când e mai urât, nu este de să ne speriem, dragi creștini, frași și surori. Nu, nu, nu. Este o oportunitate să strălucim. Vestea revenirii lui Hristos este mai aproape. Mai este cineva care îl așteaptă. Aleluia! Da, îl așteptăm pe el. Uh -huh. Da, nu e frică de veșrele. Nu ne e frică de vești rele. Noi, noi nu trebuie să stăm mai. Nu, nu aici este viitorul nostru, ci viitorul nostru este acolo cu el. Un cer nou și un pământ nou. Binecuvântat să fie numele său. Unde? În cetatea ta trebuie să nască. În căminul tău. În relațiile tale. În felul cum tratezi soția, soțul, copiii, în felul cum îți trăiești credința. Cum? În cetatea ta. Uită-te la casa ta. Este o casă a Este o casă unde oamenii găsesc răspunsuri? Sau pleacă mai confuz decât au plecat? Bă, ce-o fie asta? Ce culoare are asta? Atenție, vestea care nu se învechește niciodată este asta. Hristos, Domnul, s-a întrupat. Binecuvântat să fie numele Său. Cum? Cum? Cum se naște? Prin lucrurile smerite care nu se văd, lucrurile smerite și fără importanță în fața lumii? Așa. Așa face Dumnezeu și ce îmi place la El lucrul ăsta. Că Pavel vorbește, uitați-vă, printre voi sunt mulți de viță nobilă. Nu știu, poate fi cineva cu sânge albastru, dar eu nu știu, aici nu prea suntem. Suntem cam bunicii, bunicilor noștri, au cam fost de la țară. Nu? Dacă, dacă e așa, spuneți amin. Așa, sângele albastru e în altă parte. Pavel zice, uitați-vă la voi, nu sunteți prea de sânge nobil, nici mulți prea înțelepți, dar ăsta este felul lui Dumnezeu de a lucra. Că ia lucrurile neimportante, le șterge de praf, hu, suflă asupra lor și face niște obiecte de artă, niște capodopere extraordinare. Ia un om care a trecut prin nenorociri în viață și a făcut multe prostii și nu-i dă două palme, și îl îmbrățișează, îl sărută, îl spală cu sângele lui și face o persoană nouă. Nu-i minunat Dumnezeul nostru? Binecuvântat să fie numele Său. Hai să ne ridicăm înaintea Lui. Dacă astăzi ai răspunsul la aceste întrebări foarte, foarte importante, ești fericit, pentru că sunt atâția de sărbători care plâng. Cei care trăiesc în zone de război astăzi, cei care nu au părinți și se uită cu jind la copiii care au părinți pe stradă, de aceste sărbători să fim Iisus pentru un amărât. Să nu așteptăm pe Iisus să vină din cer, să se arate, pentru că El ne-a trimis pe noi. Ne-a trimis pe noi să luminăm, ne-a trimis pe noi să fim vestea bună pentru cei care trăiesc în întuneric. Și ăsta e momentul când venim înaintea Lui și ne deschidem inimile, plecând capul la rugăciune. Tată Ceresc, îți mulțumim că te-ai cu bunătate peste noi și casele noastre. Ca Israel odinioară și noi zăceam în întuneric și noi aveam nevoie de un mântuitor. Și ai decis să te naști în viața noastră, în inima noastră și pentru aceasta îți dăm toată gloria, toată cinstea, toată închinarea și slava. Tu cel tot puternic pe care nu te încap cerurile și pământul, ai decis să te naști într-un staul în frig pentru că noi astăzi avem o casă și casa noastră nu este pământul, ci este cerul. Îți mulțumim, Doamne, că Te-ai născut în lumea noastră. Îți mulțumim că ai trăit perfect, că ai împlinit legea, că ai murit învinuit pe nedrept, pentru ca să iei păcatele noastre asupra Ta. Și ne-ai dat nouă neprihănirea Ta, Doamne, și astăzi suntem răscumpărații Tăi prin ceea ce ai făcut-o la cruce, binecuvântat să fie numele Tău și îți mulțumim, Isuse, că nu mai ești prunc, nu mai ești în iesle, nu mai ești pe cruce și nici măcar în mormânt, ce ai înviat a treia zi, după Scripturi. Ești la dreapta Tatălui, ai toată autoritatea în cer și pe pământ. Și acum te rugăm, rostește mântuire în dreptul celor care aud aceste cuvinte. Duhul Sfinte, ești suveran. Lucrează în inima lor. Tu ești cel care convingi omenirea de păcat. Tu ești mângâietorul, paracletul, avocatul, cel care ne ridică, cel care ne binecuvintează. O îți mulțumim că astăzi nu sărbătorim doar nașterea ta, ci sărbătorim cu adevărat nașterea ta în inimile noastre. Înainte să vii tu era război, acum este pace în casele noastre. Înainte să vii tu, trăiam în păcate, acum suntem restaurați, binecuvântați. Înainte să vii Tu era întuneric acum este lumină. Doamne, înainte să vii Tu nu avem resurse, acum Tu ești resursa noastră infinită. Cel care ne dai lumină, Cel care ne dai pace, Cel care ne dai dragoste, cel care ne binecuvintez. Te slăvim astăzi cel care nu mai ești un prunc în Iesle, ci Dumnezeu atoputernic. Și binecuvântăm numele Tău. Ne-am rugat, Tată, în numele Lui Iisus, prin Duhul Sfânt și toți care cred să spună Amin și Aleluia.